Am preferat să vin în România, unde mă aștepta logotnicul meu. Am devenit mai apoi profesor la conservator. Am intrat în viață. Acum 38 de ani, la ora asta, ne pregăteam să ajungem la biserică pentru cununie. Erai tânăr, ce frumos! Eram tânără și pură. Ne iubeam. Eu cu pasiune. Viitorul era al nostru. Noaptea plânsesem, știam că mă așteaptă o viață agitată. Presimțisem că mă vei înșela. Aveai multe capricii și o umoare instabilă, dar mai știam că voi suporta totul pentru că te iubeam. Dragule, totul a trecut ca un vis. Și iată-mă singură de 13 ani. Și acum vezi unde am ajuns. Și nici măcar nu știu să profit de această întâmplare pentru a câștiga virtuți spirituale. Dragule, dă-mi un semn al dragostei tale. Trimite-mi azi o floare pentru ziua căsătoriei noastre. Doamne, Tu știi și numai Tu de ce m-ai despărțit de Stelo, de Stelo al meu drag, iubit și crâit de mine de întotdeauna. Stelo drag, îți privesc fotografia, cu atât am rămas din ființa ta sensibilă. Dragul meu, iartă-mă pentru tot ce ți-am spus în supărare, pentru încăpățânarea unei false purități care crea orgoliu drăcesc și pe care acum îl ispășesc din setea de tine. Dragule, nu pot să dorm. Deși foarte calmă în conștiința mea, pe semne că mi-a crescut tensiunea la vestea demiterii mele, a lui Jura, Maximilian și alți 5 profesori. Pe mine cred că mă pândesc de mult. Mă doare capul. E întoiul nopții, încerc iar să dorm. Azi noapte te-am visat foarte preocupat. Dragule, nu am mai scris, am fost bolnavă, spasme arteriale, mi le explic prin enervarea cu veștile demiterii mele. N-am scris zilele astea, căci de când cu atacul de la rampa și de la flacăra se succed alternând emoțiile. Azi, în fine, a apărut în jurnale decretul comprimării mele. Trebuie să am tensiunea 24. Îmi simt urechile țiuind și că nu voi dormi. Totuși, vreau să fiu liniștită. Sunt în mâna Domnului. Era în dimineața de 1 noiembrie 1952, când pe la ora 6 dimineața coboram din tren la Târgu Frumos, în tovărășia a 3 colegi, bătrâni și ei, dar curajoși. Un milițian tânăr, înalt și politicos ne întovărășa. Haina lui de ploaie nouă, albastră, ca marea sub cer senin, distona cu hainele noastre uzate, decolorate, mizere. În fine, am fost prima îmbarcată în căruța care mă ducea la Costești.
Stelul al meu drag, ieri m-am mutat. Am luat-o la vale la noua locuință, în timp ce inima mi se strângea în fața unui nou necunoscut. Noile mele gazde sunt de neam răzeșesc, se cunoaște. E în ei o bună cuviință, o larghețe și o ținută care mă face să mă simt printre egali. Azi am dormit bine la căldură, am mâncat foarte bine. Totul se face în liniște. Am făcut un tur în ogradă, unde totul e rânduit, pus la punct, unde domnul Dospinescu vede de vite, de lemne, de pomi, unde doamna vede de gospodăria internă, de pod, de cămară, de găini și vac. E atât de liniștitor și simți că așa se face temelia solidă, economică a unei țări. Biserica și cimitirul alături, despărțite doar de sârma din fundul livezii. Dimineața m-am dus la miliție și am luat drumul pe câmpuri, așa cum mi l-a arătat milițianul ca pe cel mai scurt drum și cel mai umblat de tot sătenii. Drumul cel mare e mult prea noroios. Azi e seară de ajun. Ieri dimineață m-am gătit ca să mă duc la Sfânta Împărtășanie. A venit să mă ia părintele Grigorescu la biserică. Am trecut prin cimitir, iar până a venit prietenul meu Gheorghiță Timofte cu cheia, părintele mi-a arătat o movilă dincolo de apă, în care s-au făcut săpături arheologice, găsindu-se urme, schelete și unelte din epoca de piatră. Când drumul va deveni practicabil, vreau să vizitez și eu locul. Apoi am intrat în biserică și am primit sfânta taină cu mare emoție. O bucurie a fost descoperirea în vechea biserică a picturii primitive pe cele două uși de la altar. Trebuie să mă duc să studiez mai de aproape și scenele de pe catapeteasmă și vechile ceasloave cu litere frumos înflorite și cu stemele domnești care mi-au dat mândria că suntem și noi părtașii unei vechi culturi. Dacă aș fi în stare să mai scriu, aș cere lui Dumnezeu să mă învrednicească să deslușesc ceva din sufletul permanent al românului. Numai așa vom ști ce avem de făcut de aici înainte. A fost zi de Paști, dragule, Hristos a înviat. Au trecut zilele de sărbători cu biserică, cu vizite, ca acasă. M-am duioșat gestului Ghighină, care mi-a adus un cozonac și două violete. Mi le-a pus în mână foarte frumos, împachetate în hârtie albă, și a plecat
pentru a se întoarce mai târziu. Apoi, prietenii mei. Timofte mi-a adus o sticlă de vin excelent și un mic cozonac. Ieri a fost și Ilenuța, cu un cozonac și ouă roșii și verzi. Că toți sunt așa de calzi și atașați de mine. Mare emoție mi-a provocat sosirea lăutarilor, care se pare că au spus: cântăm pentru Doamna. Erau romanțe între care, după o prealabilă consultare între tată, fiu și fiică, au cântat: îți mai aduce aminte, Doamna? Natural că am luptat cu plânsul, mușcându-mi degetele. Faptul că au venit și la mine ca la notabilități, nu doar că m-a măgulit, dar mi-a făcut bine. Toți acești oameni simpli își dau seama că au printre ei un om de calitate și nevinovat.